Din dorința disperată de a rămâne veșnic tinere, unele femei apelează la metode extreme, ale căror rezultate sunt cel puțin dezastruoase. Acesta este și cazul unui fost model, care a ajuns să-și injecteze în față ulei pentru gătit. Povestea terifiantă a femeii care a făcut înconjurul lumii și a șocat milioane de oameni. Femeia, un fost fotomodel sud-corean, și-a dorit toată viața să fie prezentă pe primele pagini ale ziarelor internaționale, iar pentru acest lucru a ajuns să se mutileze în adevăratul sens al cuvântului. Aceasta a dezvoltat o obsesie pentru atenția constantă a publicului și a făcut tot ce a trecut prin minte pentru a ieși din tipare. La 28 de ani, după ce s-a mutat în Japonia, unde era mai mult ca sigură de faptul că toată cariera sa va înflori, și-a făcut primele intervenții chirurgicale. Și-a dorit să aibă pielea mai fină, așa că a strâns toți banii necesari, s-a dus la o clinică și a suportat o serie de intervenții estetice. Nu s-a oprit însă aici și a făcut numeroase operații și intervenții, iar la un moment dat medicii au început să o refuze. Femeia și-a injectat singură ulei pentru gătit și a ajuns ca fața ei să fie pur și simplu mutilată. A ajuns la urgențe, iar medicii au reușit să îndepărteze mare parte din uleiul injectat, salvându-i astfel viața. Cu fața tumefiată și cariera eșuată, femeia a încercat să se împace cu situația, iar acum lucrează la un magazin second hand și are un salariu mai mult decât modest, relatează perfecte.ro.